Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Încep de la prima întrebare. De ce stau românii atât de mult la muncă? Pentru că așa e programul România. Noi muncim cel mai mult din Europa, 40 de ore pe săptămână, în condițiile în care în Germania și Danemarca sunt 34 de ore, pentru că așa e programul. România a fost obișnuit să lucreze peste program, pentru că patronii trag de ei să muncească mai mult. Statul, prin organele de control, nu vine să facă ordine în această piață a muncii, în așa fel încât să nu avem oameni care să muncească peste program. Și îl vedem pe ministrul muncii, care cred că nu știe care e fișa postului. Domnul ministru, ministrul economiei, pardon, domnul Năsui, și pune tot fel de întrebări. El ar trebui să vină cu soluții în această situație, nu să-și pună întrebări ca un blogger de social media, că vedem foarte multe mesaje în care vine cu întrebări existențiale legate de economie și prea puțin cu soluții. Pe de altă parte, un lucru foarte interesant de spus și asta cred că este important. România se situează pe locul întâi în Uniunea Europeană la productivitatea muncii ajustată la salarii. Ce înseamnă acesta? Înseamnă că muncim foarte mult și suntem plătiți foarte puțin raportat la media Uniunii Europene. De ce acest lucru? Pentru că, pe de o parte, firmele nu au bani, pe de o parte, angajații noștri nu sunt specializați în meserii care sunt mai bine plătite și muncesc foarte mult manufacturier, adică cu mâna, noi ne-am specializat în munca asta obișnuită de secol XIX, secol XX, și nici nu urmează cursuri pentru a se pregăti meserii mai bănoase în zona asta de IT&C, în zona de prelucrare, în zona de inclusiv de construcție, acolo unde sunt salarii foarte, foarte bune, și firmele caută în continuare angajați și nu-i găsesc, pentru că, din păcate, românii vor să muncească mulți dintre ei în zone mai liniștite, mai călduroase, dacă se poate, la stat. În direct cu noi este și Răzvan Mustație, decanul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor de la Universitatea Babeș-Bolyai. Adrian Negrescu, ar avea ce tip de efect introducerea săptămânii de lucru de 4 zile la noi în țară? Păi cred că avea un efect benefic și s-a văzut în pandemie că oamenii au fost mult mai eficienți atunci când au lucrat de acasă și și-au administrat mai bine orele de program. Și le mai dă un lucru. Odată ce lucrezi 4 zile pe săptămână, într-un program foarte bine stabilit, după cum zicea și domnul profesor, ai posibilitatea de a-ți mai găsi un loc de muncă. Asta e una dintre marile probleme în România, pentru că patronii te țin foarte mult la serviciu, chiar și peste program, și tu nu mai ai posibilitatea, din punct de vedere al timpului și al resurselor fizice, să-ți mai găsești încă un loc de muncă, să mai faci un ban. În condițiile în care salariile sunt foarte mici în România, 2,5 milioane de români câștigă până în 2000 de lei, vă dați seama că e greu să-ți găsești un al doilea loc de muncă ca să reziști facturilor și cheltuielor pe care le vezi crescând de la o zi la alta. E o soluție bună, din păcate. Și cred că mai degrabă în România va fi ales și este ales deja în zona multinațională un program mixt în care lucrezi 2-3 zile la serviciu, 2-3 zile de acasă, săptămâna viitoare lucrezi invers și deja se practică un astfel de program, ceea ce reduce costurile pentru companii și oferă angajaților parcă puțin mai mult timp liber în care să se gândească la viața lor, să se gândească la potențialul de a se pregăti într-o nouă meserie, de a-și căuta un alt loc de muncă mai bine de plătit, pentru a se gândi și la altceva decât la locul al de muncă la care se duceau 8 sau 10 ore pe zi, mai mult 10 ore pe zi, în trecut, înainte de pandemie. Practic obligatorie, Adrian Negrescu, da? Dacă nu știi o limbă străină, acum pare că e foarte greu să-ți găsești un job. Pentru anumite joburi, într-adevăr. Dar pentru cele mai multe joburi din România, având în vedere că 90% dintre companiile din România sunt IMM-uri, ce contează, cred că în primul rând, este expertiza. Adică să știi ceea ce faci și să faci bine. Și în al doilea rând, cred că contează experiența. Și asta poate fi dovedită prin niște teste care le vedem din ce în ce mai mult la interviurile de angajare și în practica imediat după angajare. Să vezi, într-adevăr, dacă omul după angajare, să vezi într-adevăr dacă omul ăla, dincolo de CV, de a facultățile absolvite, este capabil să facă munca pentru care a fost angajat. Și cred că ăsta e esențial și, din păcate, foarte multe companii s-au făcut acestor facultăți absolvite. Până la urmă s-au dovedit apă de ploaie în cazul foarte multor angajați. Deci cred că expertiza și experiența pentru un manager care vrea un angajat eficient și pe care să-l plătească bine și să-l aibă pe termen lung contează din ce în ce mai mult. Mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru prezența în fața națiunii și pentru aceste explicații extrem de importante.